Am plecat din Liban în 1989. Am făcut la Timișoara, am făcut medicină la Timișoara. Pe urmă am terminat, am venit, am stat în Liban și am luat colocvium, adică examenul libanez de a lucra în Liban. Și pe urmă m-am întors în București la Spitalul Polizu, unde am efectuat specialitate. M-am căsătorit, soția mea e româncă, e medic radiolog care lucrează cu mine în spital. Am făcut și doi copii când eram în România, Antoan și Nicola. Și am al treilea copil, care este fetița, Maria, care am făcut-o în Liban. De când am venit, am lucrat în spital aici. Am devenit director medical și mă ocup și de pacientele mele ca obstetrician ginecolog. E foarte greu, că tot responsabilitatea cade pe capul meu. De când m-am născut, am avut 5 ani și niciodată n-a fost pace în Liban. Tot timpul există perioade grele, probleme, războaie și, pe urmă, perioade de pace. Noi, ca popor, deci suntem obișnuiți cu războaie, cu bombe, cu toate astea și trăim viața normal, noapte ieșim și venim. E o țară care și e un mod de viață care e tot timpul plin de evenimente plăcute și neplăcute, dar noi, oricum, mergem înainte. Eu și fostul meu soț, pentru că am divorțat anul trecut, am fost colegi de facultate la Facultatea de Farmacie din Cluj și ne-am hotărât în ultimul an de facultate să ne căsătorim. A fost un an și jumătate stagiară la Brașov și pe urmă 90 am venit în Liban, deci imediat după Revoluție. Când am venit în Liban, n-aveam idee cum este viața aici, care sunt obiceiurile aici. Schimbarea a fost foarte grea. Deci, el fiind musulman, de la început am simțit diferența de cultură, de felul cum se gândesc ei. Pe urmă au venit copiii. În Tripoli era o perioadă destul de liniștită până în 2006-2007. Problema este că farmacia noastră este în zona de conflict, foarte aproape de zona de conflict. Deci, periculos este drumul la lucru și înapoi. Viața mea socială, prietenii mei, copiii mei sunt în Liban. Dacă situația o să fie foarte grea, dacă o să fie un război continuu, probabil atunci o să plec. Ce îmi lipsește de acasă, în afară de familie, îmi lipsesc obiceiurile, mâncarea, atmosfera, clima, uneori mi-e dor de iarnă, de zăpadă.